Mă bucur să ne putem vedea din nou cu ocazia lansării celui de-al doilea sondaj specializat din ciclu pe care îl promiteam acum câteva săptămâni. Vă pot spune, pentru a nu vă răpi din timp, că sondajul de astăzi abordează probleme noi comparativ cu cel anterior. Este unul specializat și că acesta de astăzi ne vom strădui foarte mult împreună cu Institutul de Marketing și Sondaje IMAS să continuăm cu cel de-al treilea, final, sondaj pe care îl planificăm eventual pentru data de 24 noiembrie. Vă las acum în compania domnului Doru Petruții, care este managerul general IMAS, și eventual, dacă mai apar probleme, întrebări, putem reveni la ele după datele pe care sunt sigur le așteptați, pentru că sunt interesante, și vă las acum așa cum am promis. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru o prezență din nou atât de numeroasă. O să vă prezentăm rezultatele sondajului nostru. Dacă sondajul anterior era realizat în luna septembrie, înainte să înceapă campania electorală, și vroiam să vedem care e startul fiecărui partid și a politicienilor, de data aceasta am făcut o evaluare după fix o lună de campanie, continuând metodologia pe care am menționat-o și data trecută, o să o subliniez încă o dată și acum, nu vorbim despre un sondaj standard, ci despre unul la care au participat cei care au declarat că sunt foarte interesați de alegeri și doresc să participe la ele. Acest filtru de selecție al respondenților sigur că generează anumite fenomene, de aceea recomandarea mea e să comparați rezultatele realizate pe aceeași metodologie și, dacă se poate, de aceeași casă de sondaj. Dacă nu o să faceți așa, e posibil să trageți unele concluzii care nu sunt neapărat adevărate. Am observat, luând în considerare acest filtru de selecție al respondenților, am observat, sigur că, normal, pe măsură ce ne apropiem de ziua alegerilor, persoanele sunt tot mai hotărâte să meargă, în primul rând, la vot. Am avut 53% dintre persoanele care au și dorit să participe la sondaj. Data trecută, în septembrie, au declarat că sunt absolut siguri, iar acum ponderea lor a crescut cu aproape 10%. Elementele de ordin tehnico-metodologic pe acest sondaj, vorbim de un sondaj de 1005 persoane la care au participat cei cu vârsta de 18 ani și peste. Subliniez încă o dată acest filtru de selecție, marja de eroare plus minus 3,1%, au fost 75 de localități incluse în eșantion și, foarte important, perioada studiului 1-10 noiembrie 2014. Subliniez acest lucru pentru că avem multe măsurători în perioada asta, practic la fiecare 10 zile, și vedem trendurile și schimbări aproape în permanență. Mai întâi câteva lucruri ce țin de climatul general. Prin comparație cu 2010, sigur, oamenii înainte de alegeri își revitalizează cumva speranțele. Avem aproape 50% care consideră că țara merge într-o direcție bună sau măcar într-o oarecare măsură consideră asta, față de 40% care consideră că lucrurile merg într-o direcție mai degrabă greșită. O situație de relativ echilibru cu o ușoară îmbunătățire a percepției pe acest indicator. Problemele cu care se confruntă Republica Moldova
e o întrebare la care am permis o singură variantă de, o singură variantă de răspuns. Problemele sunt mai degrabă de ordin socioeconomic. O să vedeți și la alte întrebări răspunsuri precum sărăcia, salarii, nivelul de trai și șomajul, lucruri ce țin de, de partea economică și de partea socială sunt destul de sus plasate în top și crește, am văzut și la alte întrebări, crește necesitatea de a discuta mai mult despre probleme ce țin de corupție. Să vedem câteva elemente ce țin de informare. Pe site-ul agenției IPN aveți raportul complet, o să găsiți și alte întrebări decât cele din prezentarea noastră. Una dintre întrebări s-a referit la care e mediul pe care îl considerați cel mai obiectiv sau neinfluențat din punct de vedere politic. La acest capitol conduce în continuare televiziunea, urmat de internetul cu aproape 20%. Deci credibilitatea sau bătălia mesajelor deocamdată pentru mai bine de 50 de respondenți ai acestui sondaj, ei consideră că se dă deocamdată pe televiziune și imediat după aceea în mediu online. Ce surse TV preferă pentru a se informa din punct de vedere politic? Clasamentul arată în felul următor: Prime TV pe primul loc, aici au fost posibile 3 mențiuni și ele cumulează aproape 50% în total. Urmează Jurnal TV, Moldova 1 și Publica și Pro TV aproximativ la egalitate și alte canale pe care reușiți să le vedeți pe ecran. Oamenii obișnuiesc să urmărească dezbaterile politice, ele reprezintă un interes major pentru 50% din populație, din respondenți, iar atunci când sunt întrebați care dintre ele contează totuși mai mult, cei care urmăresc și dezbaterile politice, ponderea e relativ egală. 20% pun accent pe știrile politice, iar alți 20% pe dezbateri, pe talk show-uri, iar aproape 50% consideră că se informează sau iau decizii pe baza informațiilor din ambele tipuri de programe. Acum o să încep un modul de date care sper să vi se pară foarte interesant, un modul de date specializat legat de efectele din campanie electorală. Un indicator pe care îl avem constant măsurat, mai ales în această perioadă și care crește sensibil la fiecare 2-3 săptămâni, gradul de interes pentru această campanie electorală a ajuns la aproape 50%, cei care consideră că sunt foarte interesați și interesați de campanie electorală și avem 50% sau, hai să zicem, un pic peste jumătate oameni care nu neapărat îi interesează foarte mult ce se întâmplă în campanie electorală. Foarte, foarte importantă și evoluția acestui indicator legată de momentul luării deciziei. Deocamdată sunt hotărâți circa 60%, consideră că și-au format o opinie politică. Asta înseamnă că practic 40% din electorat își amână această decizie pentru următoarele săptămâni sau vedem 1 din 10 votanți se pregătește să ia decizia în ultima zi de vot. Asta arată o situație destul de volatilă și că schimbări încă mai pot avea loc. O să vedeți că ele de fapt s-au și întâmplat. Campania electorală a atras atenția pentru relativ puțini, asta dacă comparați cu gradul lor de interes,
Gradul de atractivitate e totuși mai redus, doar 23% spun că campania le-a atras atenția. Încă 18% chiar au fost convinși să facă ceva în acest sens, să discute cu alții, să încerce să influențeze pe alții, dar aproape 50%, 44% spun că campania electorală deocamdată n-a avut niciun efect asupra lor. Ce își doresc ei să audă în campania electorală? Încă o dată vedem problemele de ordin socio și mai ales economic. Ei vor să audă dezbateri și partidele și politicienii să vorbească despre locurile de muncă, să vorbească despre salarii și pensii și despre lupta împotriva corupției. Astea sunt temele principale care ar trebui să stea pe masa de campanie electorală. Nu e de neglijat nici tema cu vectorul european versus vectorul asiatic, strânge și el niște probleme, niște procente. Am vrut să vedem de asemenea, pentru că sunt foarte multe discuții, mai ales perioada asta legată de impactul sondajelor asupra formării opiniei, 48% au declarat că urmăresc rezultatele sondajelor de opinie, iar atenție, din acești 48%, 4% au spus că sunt foarte mult influențați de sondaje. Per total, asta înseamnă 2% din, 2% din populație. Așa că cine crede că oamenii, cetățenii își schimbă imediat opinia după ce văd rezultatele de sondaje, cel puțin oamenii simpli consideră că își schimbă foarte, într-o pondere foarte mică, consideră că își schimbă părerile urmărind rezultatele sondajelor de opinie. Ce elemente, ce tactici electorale s-au folosit și care e impactul lor? Cea mai mare vizibilitate o au afișele electorale. 84%, 8 din 10 respondenți au spus că au văzut cel puțin un afiș electoral. Tot cam în aceeași pondere vorbim de cei care au văzut spoturi electorale la TV. O pondere foarte ridicată de peste 50% care recunosc că cunosc o persoană care e membru al vreunui partid, e simpatizant sau se implică în campanie electorală. 26% au spus că ei joacă un rol activ încercând măcar membrii familiei sau alte persoane să influențeze, să-i convingă, să se implice sau să discute despre situația politică din Republica Moldova. 22%, 1 din 5 au declarat că au fost deja contactați de vreun partid politic, fie direct, fie prin telefon, fie participând la diverse întâlniri. 19% spun că au un comportament foarte activ, ajutând partidele cu diverse sarcini, organizând întâlniri sau lipind afișe, da? Tot felul de activități ce țin de perioada de campanie a partidelor politice. Și unul din 10 respondenți chiar declară că au primit bani, cadouri sau alimente de la vreun partid politic. Foarte interesante lucrurile ce țin de aceste tehnologii electorale. Ele s-au dovedit per total, s-au dovedit a fi mai eficiente în rândul tinerilor, a persoanelor de sub 30 de ani, persoane care sunt active din punct de vedere ocupațional, care au studii superioare și mai ales cei care locuiesc în orașele mari și cu precădere în municipii. Cu alte cuvinte, rămâne tocmai mediul rural descoperit. Aceste tehnologii punctează cel mai bine pe segmentele pe care eu le-am menționat. Cei care se implică activ, ați văzut procentul celor care se implică activ, au mai degrabă vârsta între 45 și 59 de ani și sunt din mediul rural,
ei vor să se implică activ discutând și mergând la alte, la alte persoane, și tot ei sunt cei care participă sau sunt luați să, sau invitați să participe la întâlnirile cu politicienii. Cei din mediul rural cunosc mai mulți oameni care se implică în politică, membrii de partid sau simpli simpatizanți. 61% dintre ei au spus asta, față de 53% media pe întreg eșantionul. Interesant legat de votanții PCRM, care raportează rate mai scăzute de expunere față de alte tipuri de votanți. La ei ajung, se pare, mai greu aceste mijloace. PCRM, care raportează rate mai scăzute de expunere față de alte tipuri de votanți. La ei ajung, se pare, mai greu aceste mijloace, sau nu sunt interesați sau refuză expunerea la astfel de tehnologii. Interesant ce ține și de votanții PDM, sunt cei care au declarat cea mai ridicată rată a contactului din partea vreunui reprezentant politic. 29% din votanții PDM spune că cineva i-a contactat din partea unui partid politic, față de 21% media pe întreg eșantionul. De asemenea, votanții PLDM și PDM sunt cei mai activi în încercarea lor de a discuta cu alții și de a-i convinge cum să voteze. Doi indicatori interesanți: gradul de activism în campanie, și puteți compara eventual și cu investițiile care s-au făcut în această campanie electorală. Pe locul întâi, Partidul Democrat cu 31,7% au declarat, practic unul din trei respondenți a declarat că campania Partidului Democrat e cea mai activă. Urmează Partidul Liberal Democrat cu 19%, Partidul Patria lui Renato Osati cu 12%, un grad de activism foarte scăzut perceput pentru PCRM de 7% și pentru socialiști tot ceva în jurul a 7%. La capitolul atractivitate, lucrurile un pic se schimbă. Pe locul întâi trece PLDM cu 21%, urmat de PDM 16%, Partidul Patria 14%, PCRM 11% și socialiștii 6,7%. Sunt indicatori ce țin mai degrabă de vizibilitatea și de capacitatea fiecărei campanii electorale direcționată de un partid sau altul, de capacitatea de a ajunge la un public cât mai larg. Și sigur că sunt surse importante de formarea intenției de vot. Să vedem cum se poziționează partidele. Schimbări legate de orientarea ideologică deocamdată nu sunt. Această împărțire în trei, în stânga, centru și dreapta, pare în continuare destul de echilibrată. În schimb, apar efecte importante după campanie în ceea ce privește poziționarea partidelor pe domenii. Întrebarea a fost: care credeți că este partidul care se descurcă cel mai bine în următoarele domenii? Să creeze locuri de muncă, să dezvolte economia și așa mai departe. Sunt câteva lucruri care le-am și încercuit pentru că merită să fie menționate. E vorba de Republica Moldova să fie mai aproape de vest și de Uniunea Europeană. Aici PLDM-ul conduce detașat cu 32%. E perceput ca fiind partidul cel mai bine poziționat pe această temă și a început să puncteze destul de bine și pe dimensiunea sistemului educațional. Vedeți că la educație acumulează 23%. În același timp, dacă vorbim despre Partidul Democrat, spre exemplu, în urma campaniei pe dimensiunea susținerea familiilor, acumulează o poziționare de 20%
și pe discută și oferă soluții pentru problemele femeilor, de asemenea acumulează 20%. Mai putem remarca o scădere a procentelor pentru PCRM, obișnuiți fiind în zona unui, mai degrabă, a unui 20%, dar probabil că lipsa de activism în campanie electorală îi costă și poziționarea pe aceste domenii. Să vedem scorurile pe partide. Sigur, n-avem cine știe ce evoluții. Vorbim totuși doar de o lună care a trecut între măsurătoarea anterioară, desfășurată între 5-22 septembrie și cea de acum 1-10 septembrie. PLDM-ul plus minus rămâne cam la același nivel. PCRM-ul dă semne ușoare de regres. PDM-ul o ușoară tendință ascendentă. Schimbările sunt mai degrabă în dreptul a două partide. E vorba de Patria lui Renato Usati, care crește la capitolul credibilitate de la 23% la 29%, și la Partidul Liberal, care a început și el campania, urcă de la 19% la 24%. Mai avem un trend ascendent și pentru Partidul Socialiștilor. În rest, avem câteva partide noi care le-am inclus în listă odată ce s-au înscris în cursa electorală. E vorba de Blocul Electoral Moldova pentru Uniunea Vamală, care are 19% note între 7 și 10, dar sigur și cu o notorietate ceva mai scăzută, PNL cu 12 și PAD de asemenea cu 12. Acest indicator ia în calcul note de la 1 la 10, iar procentele pe care le aveți afișate, e vorba de notele între 7 și 10, adică notele, hai să zicem, ponderea notelor bune. La capitolul personalități, ne-am străduit să punem și alte personalități decât cele pe care le-am avut în sondajul anterior, dar deocamdată, de asemenea, schimbările aici sunt foarte, foarte lente, sunt în marge și o să iau pe rând. Iurie Leancă rămâne la nivelul de 41-42%, Dorin Chirtoacă de asemenea 41-40%, o tendință descendentă registrează Vladimir Voronin de la 33% la 30%, Marian Lupu aparent pe un ușor trend ascendent, Renato Usati cam pe același nivel la 32-33%, Vlad Filat 30%, Igor Corman 30%, o ușoară îmbunătățire pentru Mihai Ghimpu până la 22% și Adrian Candu 17-18%. Sincer vă spun, ne așteptam un pic la mai multe modificări, fiind vorba de campanie electorală unde politicienii ar trebui să puncteze ceva mai serios. Lucrul ăsta deocamdată nu se întâmplă. Am introdus, cum vă spuneam, și o serie de nume noi în lista de politicieni și chiar intenționat am pus și o listă de doamne care se implică în politică, să vedem ce scoruri de credibilitate au și domniile lor. Iar clasamentul arată Monica Babuc 28%, Maia Sandu 26%, Valentina Buliga 24% și Liliana Palihovici 19%. Sigur, e vorba de persoanele de note între 7 și 10 pentru persoanele care au auzit de asemenea personalități. Vă spun că aici gradul de notorietate nu e nici de cum 100%, ci undeva pe un prag de 40% până la 60%. Urmează Sergiu Mocanu, Igor Dodon și Mihai Godea cu procente între 18% și 20% credibilitate. Acum o să vă prezint intențiile de vot și de asemenea modul în care au evoluat ele în ultima lună. La acest moment vorbim de 1-10 noiembrie, avem PCRM-ul la 21%, PLDM-ul aproape de 18%, PDM-ul 12,9%, Partidul Patria
cu 9,6%, Partidul Liberal 7,3% și Partidul Socialiștilor cu 3,9%. Blocul electoral Alianța Moldova pentru Neavamală acumulează un pic peste 1% și există o serie de câteva multe alte nume care cumulează 4% în total, dar sunt opțiuni de sub un procent. Gradul lor de fixare a opiniei, am avut și o întrebare de verificare, plasat-o un pic sub altă formă, cât de hotărâți sunt să voteze de data asta cu acest partid, vedem iar ceva în jurul a 55%. Asta înseamnă că aproximativ 5-6 votanți din 10 pentru fiecare partid și-au solidificat, ca să spun, opțiunea, dar în același timp 3-4 dintre ei din 10 pot să își schimbe opiniile în următoarele și opțiunile în următoarele săptămâni. PCRM-ul continuă trendul descendent de un an de zile, practic. Pe sondajul anterior l-am avut la ceva peste 23%, acum l-avem în zona unui 21%. La PLDM putem vorbi de un ușor regres, dar e undeva pe plafonul ăsta de 17-18%. Vedem niște efecte pentru PDM, cel mai probabil în urma campaniei, și vedem o creștere semnificativă pentru Partidul Patria, care ajunge aproape la 10%. Partidul Liberal dă semne că începutul de campanie lasă și ceva opțiuni în intenția de vot. Un ușor trend ascendent vedem și în dreptul Partidului Socialiștilor. Ponderea de opțiuni pentru alte partide rămâne plus minus aceeași. Și o chestiune absolut logică, numărul de indeciși scade pe măsură ce ne apropiem de ziua votului. Ne-am întors un pic la o întrebare care ține de momentul luării deciziei și, dacă observați graficul din partea dreaptă, veți constata că cei mai deciși alegători îi are Partidul Patria lui Renato Usati. Cel mai puțin deciși sunt cei ai PCRM-ului, iar clasamentul arată PL, PDM, PLDM și apoi cei care votează alte partide. La capitolul politică externă, gradul de îngrijorare legat de o posibilă invazie a Rusiei a scăzut deja sub 50%, dar totuși se menține la o cotă destul de ridicată. Intenția pentru NATO a crescut câteva procente și întrunește acum practic opțiunea pentru unul din patru respondenți. Uniunea Europeană rămâne în jurul unei cifre de 50%. Pe sondajul anterior, dacă mi-aduc bine aminte, eram pe la 47-48%, dar în același timp se menține la același nivel și opțiunea pentru Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan la 49%. Echilibru aproape perfect, dacă nu chiar perfect, între opțiunile Rusia versus Vest. Acestea au fost datele. Aștept întrebări de la dumneavoastră, dacă ele sunt. Dacă nu sunt, vă doresc o zi frumoasă și